Asociația Discover Bucovina, în colaborare cu Teatrul de Păpuși Papet din Suceava și Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu din Suceava, va organiza pe 28 mai evenimentul Zâmbetele Copilăriei în incinta cetății de scaun a Sucevei. Acesta se adresează unui număr de 100 de copii proveniți din centrele de plasament din tot județul Suceava. Începând cu ora 10, în incinta cetății de scaun a Sucevei, 100 de copii din centrele de plasament din tot județul Suceava vor participa la o serie de activități în cadrul atelierului de pictură, vor putea urmări un spectacol de teatru cu păpuși, regizat de către domnul Adi Moroșan și susținut de către Teatrul de Păpuși Papet din Suceava, precum și un concert de muzică populară, ușoară și folk. Prin participarea activă în cadrul atelierului de pictură, copiii au posibilitatea interacționării cu natura, socializării și formării de noi prietenii, precum și dezvoltarea independenței, încrederii în sine, abilităților artistice și, nu în ultimul rând, dezvoltarea psihoemoțională. Activitățile recreative și de socializare au scopul de a realiza un echilibru între activitățile de învățare și cele de relaxare și joc. Colegiul de artă Ciprian Porumbescu, reprezentat prin Consiliul Școlar al Elevilor, va asista și îndruma activitatea din cadrul atelierului de pictură. Prima ieșire la plein air, Zâmbetele Copilăriei, se va finaliza cu un concurs de pictură intitulat Bucovina în ochii de copil, jurizat de către copiii talentați și de către doamna Camelia Rusu Sadovei. Aceștia vor alege 3 lucrări câștigătoare care vor fi premiate pe măsură. Prețul de intrare este o carte în scopul dotării unei biblioteci pentru copiii care își doresc să citească. Implică-te, nu fi indiferent!